Bună, doamna Lia Olguța Vasilescu, vă pregătiți așadar de o nouă rundă. V-a criticat, nu cred că ați urmărit emisiunea, că n-aveați cum, da, că v-am văzut că sunteți la Parlament. O nouă rundă de discuții, vă critică domnul Coarnă, vă critică domnul Hosu, iar domnul Soviani ziceam se îndoiește că aveți banii. De sânge legea asta, pentru că nu ne-ați spus care este impactul bugetar până în acest moment, fără aceste modificări. Asta era susținerea mea. Sărut mâna! Impactul bugetar calculat de noi la Ministerul Muncii a fost de 32 de miliarde până în 2020, 43 până în 2022. Și pentru anul acesta? Numai că, între timp, au mai venit colegi de-ai noștri de la Senat care au mai depus amendamente. Se mai discută acum și alte amendamente începând de astăzi în Comisia de Muncă de la Camera Deputaților. Și pe românește vine toată lumea să mai ceară. O săptămână Ministerului de Finanțe ca să poată impactul total pe buget după ce vor fi și aceste amendamente. Deci îmi spuneți așa, ați calculat un impact, ați ajuns în Parlament, în prima cameră, ieri pomeneați inclusiv de miniștri, colegi de-ai dumneavoastră care au zis, păi nu, că trebuie mai mult la justiție, exact, trebuie să mai ridicăm, urmează în Camera Deputaților, nu știm ce o să mai iasă și de acolo, deci nu mai știm impactul în acest moment, abia la final calculăm impactul. Da, e logic să fie așa, doamna Stăicescu. E logic ce îmi spuneți, doar că pe mine mă sperie, deci pentru că nu știu acum de unde o să vină banii. În momentul în care s-a pus proiectul în Parlament, a existat impactul bugetar pentru acea variantă a proiectului. Sigur că da, asta am specificat. Amendament presupune niște modificări. Nu înseamnă da sau nu pe amendamentul respectiv, dar înseamnă în mod logic bani, că până nu se evaluează, încă nu știi cât te costă. De principiu se poate aproba ca politică publică că da, este just amendamentul sau nu. Este excesiv amendamentul, sunt chestiuni ce țin de politică publică. În paralel se fac calculele. Pe o țintă mișcătoare nu păi poți să ai niciodată calculația la zi. Și spune domnul Vasilescu, păi nu-i normal, mie îmi trebuie bani mai mulți și se și votează. Să facă Ministerul de Resort, fundamentarea care ar trebui să aibă și el date, care fac buget. Fac aceste fundamentări miniștrii care vin în frunte cu, înțeleg, Ministrul Justiției, doamna ministru. Nu, n-au făcut aceste fundamentări, bineînțeles. Și atunci? Nu știm impactul acum. Păi nu-l știm clar în acest moment, că o să-l știm. Nu este ceva deranjant ce a trecut până acum la Senat, pentru că noi nu am acceptat în Comisia de Muncă toate amendamentele care au venit din celelalte comisii avizatoare, foarte multe, cu impact uriaș, inclusiv cei de la PNL care au spus că nu o să putem niciodată să băgăm în plată o astfel de lege. Le-am calculat amendamentele, doar impactul pe amendamentele lor era de 10 miliarde în plus față de ceea ce dădusem noi. Enorm. Dar nu au trecut aceste amendamente decât foarte puține până acum. Eu vreau să văd ce trece și de la Camera Deputaților. Până la urmă, Parlamentul este suveran. Parlamentul decide ce se întâmplă cu o lege și abia după ce vom avea și aceste amendamente vom putea să calculăm impactul final. Un lucru este de menționat despre această lege, diferența față de 330 sau 284 sau alte încercări. Legea pleacă de la o țintă finală, ceea ce înseamnă, și aici e discuția și despre care vorbea domnul Coarn, articolul 37 și așa mai departe, ceea ce înseamnă că va avea regim de bun câștigat. Urmează doar gradualizarea, dar este un bun câștigat din punct de vedere juridic. Celor care se uită, care nu sunt nici economiști. Deci, pentru prima dată, legea salarizării vine cu un pachet de garanții că nu este făcută de formă. De ce? Pentru că odată ce ai ținta stabilită, după care procentual atingerea țintei pe an, este un drept câștigat care este etapizat. Orice amânare presupune la obligația de a da banii respectivi înapoi, cum s-au întâmplat foarte multe litigii când s-au tăiat salariile în 2010. Deci, din punctul ăsta de vedere, pe practica instanțelor, această lege nu riscă, după ce va trece, pe compromisul care se va ajunge, cât e, atâta e, nu riscă să fie o chestiune pusă doar de fațadă, pentru că, punând logica aceasta, numărim la luna iunie, să spunem, cu încă 10% sau la decembrie 2017 cu încă X% și tot așa, pentru că astea sunt măsuri care pot fi amânate, am garantat un salariu la orizontul cutare la care se ajunge treptat. Astea sunt prevederi legale privind drepturi salariale care vor fi câștigate în momentul publicării Monitor Oficial. Doamna ministru, domnul Coarnă vorbea, ca să punem lucrurile toate cap la cap, de acel articol aflat în discuție și care e în acest moment deschis, ar fi pe calea cea bună, dar astăzi ar trebui să decideți o direcție. Nu putem să decidem astăzi o direcție, pentru că astăzi cred că abia sunt dezbaterile generale în Comisia de Muncă. Mâine se va lucra, iarăși vom accepta amendamente, să vedem cu ce vin și colegii
parlamentari. Va fi o săptămână de vacanță pentru bugetari, care nu va fi o săptămână de vacanță și pentru noi, pentru că va trebui să calculăm tot acest impact și abia apoi articolul 37 va fi votat. Dar vă spun că în principiu nu avem de ce să ne facem niciun fel de probleme până acum, pentru că nu este o creștere care să ne sperie ca și impact bugetar. Deci suntem aproape în grafic până acum. Depinde ce apare. Că această lege se va aplica de la 1 iulie, ca să nu se sperie bugetarii, că dăm înapoi, că nu știu, ne-am răzgândit sau că cine știe ce. Adică peste o lună, aproximativ o lună, 1 iulie. Da, 1 iulie. Dacă o promulgă președintele. Noi sperăm săptămâna viitoare să avem și ultimul calcul de impact și să știm exact cu cât intrăm în plată cu ea de la 1 iulie. Apropo de acel ghinion, imediat Radu Soviani, acel ghinion pe care l-ați spus așa mai devreme, v-am transmis în direct, dacă președintele nu e de acord cu această lege în forma actuală. Dacă președintele nu este de acord cu această lege, o va putea întoarce Parlamentului României și Parlamentul României va decide dacă acceptă cererea președintelui sau nu. Eu cred că nu sunt niciun fel de probleme pe legea salarizării unitare. Am respectat principiile pe care le-am avut în programul de guvernare, 56% în medie creșterea salariilor bugetarilor, cu o anvelopă de 32 de miliarde până în 2020. Legea este aplicabilă și nu văd de ce ar putea să fie retrimisă înapoi de președinte. Doamna ministru, două întrebări scurte. Pe impactul inițial cu care a intrat legea în Parlament, proiectul de lege în Parlament, care erau cheltuielile suplimentare pentru 2017, de la 1 iulie până la 31 decembrie, prima? Păi depinde despre ce vorbim, pentru că despre noi pe anul lege. 2017 am făcut deja creșteri, chiar dacă nu sunt prevăzute în legea unitară, 15% la sănătate și la educație, 20% la administrație, 50% la cultură, deci creșterea au fost făcute și poate n-am formulat corect. 1 iulie, când intră noua lege, 31 decembrie anul acesta, impactul pe aceste 6 luni. Impactul pe aceste 6 luni, cred că poate vi le comunice Ministerul de Finanțe. Păi nu vi le-au spus? Da, sau da, nu vreau să fac o greșeală. Cred că este cel mai bine să vă comunice ministrul. Îl sunăm pe Viorel Ștefan acum și a doua nu întrebare. Nu răspunde Radu Soviani, liniștește-te. Mergem peste el. Că ne apucă mergem peste el. Și a doua întrebare, dar după ce terminăm emisiunea. Nu răspunde Radu Ștefan. Și mai am o întrebare pentru doamna ministru. În ce dată ați sesizat parchetul, doamna ministru, privind combinațiile pe care le au liderii de sindicat cu compania de etichete de masă? Știți că aveți obligația legală ca funcționar public în exercitarea funcției publice de ministru să sesizați parchetul pentru orice indicii de infracțiuni. În ce dată ați sesizat? N-am sesizat niciun parchet, nu este de datoria mea să sesizez niciun fel de organ al statului, n-am nominalizat nicio persoană. Bun, mulțumesc foarte mult, Lia Olguța Vasilescu.